Cel mai mare porc din România a fost sacrificat pentru masa de Crăciun la Craiova. Marcel, pe numele său, avea peste 2 ani și a ajuns să cântărească aproximativ 700 de kilograme. Din măsurătorile făcute se arată că avea 220 de centimetri circumferință piept și 210 centimetri lungime. A fost hrănit numai cu cereale, porumb, grâu, floarea soarelui și ors. Proprietarul porcului a declarat că a fost o plăcere să crească asemenea animal și se merită. Nu a mai avut niciodată un porc la fel de mare ca acesta, dar în fiecare an animalele pe care le crește ajungeau la 400-450 de kilograme. Din măsurători e clar că este cel mai mare din țară, îl vom împărți cu familia și cu vecinii, a spus Dobre Ștefan, stăpânul lui Marcel. Proprietarul intenționează ca pentru următorul Crăciun să crească un porc și mai mare, care să depășească o tonă. Tradițional, bărbații sunt cei care se ocupă de sacrificarea animalului, iar tradiția cere ca acela care taie porcul să fie un om curat, care înainte de sacrificiu să meargă la biserică să se spovedească părintele iertându-i și păcatul uciderii porcului. De obicei, femeile nu participă la sacrificare, rolul lor începe în momentul în care carnea de porc ajunge la masă din bucătărie pentru a fi preparată.